Schimbarea la față a Domnului este prăznuită pe 6 august. Această sărbătoare amintește de minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Hristos a apărut cu chipul scăldat în lumină, arătându-și astfel natura umană pe care și-a asumat-o. Sărbătoarea schimbării la fața Domnului datează de la începutul secolului al IV-lea, când Sfânta Împărăteasă Elena a zidit o biserică pe muntele Tabor. Această sărbătoare începe să fie menționată în documente din prima jumătate a secolului al V-lea. La schimbarea la fața Domnului și Dumnezeului nostru pe muntele Taborului s-au arătat de-a dreapta lui Moise și Ilie. Moise și Ilie vorbeau despre pătimirile lui ce urmau să vină în curând și despre învierea sa din morți. Această sărbătoare a schimbării la față ar fi trebuit să se prăznuiască înainte, cu puțin timp, de Sfintele Paști, pentru că atunci a avut loc acest eveniment pe muntele Taborului. Dar Sfinții Părinții Bisericii au rânduit ca această sărbătoare să se prăznuiască în ultima lună a anului bisericesc, în ziua a șasea. De ce în ultima lună a anului bisericesc? Pentru că această sărbătoare a schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos în muntele Taborului arată ultimile realități ale istoriei, atunci când Hristos va veni cu slavă multă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. De aceasta ea este sărbătorită în ultima lună a anului bisericesc, pentru că arată ultimele realități ale istoriei omenirii. Iar ca zi, ea este prăznuită în ziua de șase. De ce în ziua de șase, iubiți credincioși? Pentru că în ziua de șase a fost creat omul. Sărbătoarea cunoscută în folclorul tradițional sub denumirea de obrejenie se prăznuiește în postul adormirii Maicii Domnului. Biserica a rânduit ca pe 6 august de sărbătoarea schimbării la față a Domnului să fie și dezlegare la pește. Există obiceiul ca în această zi să se facă pomenirea celor trecuți la cele veșnice. În unele zone se aduc la biserică struguri care se împart credincioșilor. Această zi marchează începutul toamnei. Se crede că dacă în ziua schimbării la față vremea este însorită și plăcută, toamna va fi una roditoare și în belșugată. În schimb, dacă plouă, toamna va fi una mohorâtă.